cu 2 săptămâni, am realizat o conexiune intrinsecă între gazul metan și azotatul de amoniu. Nu că aș Ea a fi, fost acolo tot timpul. a fost acolo, dar eu, exact ca și la faza cu mâncarea, nu l-am identificat ca și formulă chimică de transformare. Și am zis, băi, asta e o secundă, că noi putem să mergem și cu mașini electrice. Noi putem lua și energie solară, putem lua și energia Povești, valurilor, povești. putem face azotat din altceva. Nu. Perfect. Se poate merge pe. Deci, de curând am participat la o masă rotundă organizată de Azomureș, care, na, putem să-i spunem numele, care are 50% cote de piață pe tot ce se comercializează în România. Și îl urmărim toți cu atenție cum stă la ora actuală. Îl urmărim cu atenție cum stă, e ușor de urmărit că nu face nimica. Da. Problema stă în felul următor, prescurtând discuția. Dacă pornește Azomureș, a zis la un moment dat că ar ieși tona de uree undeva la 2500 de euro. Poate exagerează, poate ar ieși 2000 de euro. Acum e 1000, e dublu față de cât e acum. Da. Chiar și în condițiile astea, o parte din instalațiile lor sunt adaptabile pe electric. Dar chiar și în condițiile în care le-ar ieși azotatul, urea undeva la 2000 de euro tona, pe electric are și mai scump. Deci oricum ai, oricum te-ai Ce învârtit spuneai și înainte, în ce prețul la direcție. mâncare, într-un fel sau altul, pe lanț, Deci în ce dacă... direcție te-ai uita, gazul nu prea poate fi evitat. Și problema la gaz în momentul ăsta, ca și la îngrășăminte, chestie pe care noi între noi, ca fermieri, o discutam încă din toamnă. Toată lumea în toamnă a zis nu cumpăr acum că se va mai ieftini gazul, că se termină iarna. Așa am făcut eu cu a treia doză, pe care așteptam să o cumpăr în mai, pe o logică. Da. Tratamentul 3 la grâu, Da. adică tratamentul, aplicarea 3 și eventual a doua la prășitoare, o să o dau dintr-un gaz probabil cu 20-30% mai ieftin și nu am cumpărat. Și uite că s-a Da. întâmplat. Ai uitat ceva. Pe parcursul toamnei trecute s-au tot închis fabrici de îngrășăminte. Dacă peste noapte gazul se ieftinea, N-aveau pur și capacitatea să simplu producă. faptul că ăia nu funcționează și n-au timp să vină din urmă cu oferta pe măsura creșterii de cerere, Da, ar fi ținut prețul sus la îngrășăminte. Este exact ce am discutat și cu colegii mei în asociație. Noi cumpărăm și împreună și am tot timpul am vorbit. Bine, acum, cum să zic, nu mă ridic eu ca un învățat, pentru că și eu am gafat la capitolul îngrășăminte anul trecut, pentru că le-am cumpărat scump. Adică n-am cumpărat cu 1700 de lei tona cu plata anul ăsta în octombrie, am cumpărat cu 2500 de lei tona cash. Tot e mai bine, Eu nici tot e măcar mai acolo bine n-am decât putut să fiu. 3500 cât a fost la licitație în primăvară și și atunci le-am zis, luați acum. Nu că se ieftinește gazul. Nu contează dacă se Da, mă, ieftinește pe gazul. clopotul lui Gauss, Nu noi am fost, eu cel puțin ca și cumpărător contează. Ai uitat emoțional, să iei în calcul faptul că rând pe rând capacitățile de producție de n-am la uitat, mă, s-au tot nimic. Nu închis. ne-am mai întâlnit Nu, pentru că am a fost avut... wishful thinking. Da, Toată mă, lumea a dar... sperat că se va. Da, a sperat, dar dacă tu îmi dădeai mie acest Deci eu și acum argument, poate mă mai gândeam. Da, la uite, nu prețul de m-am 1000 de întâlnit. dolari pe tonă de azotat, am vorbit cu un furnizor să rezerve o fracție mică din necesarul nostru anual, numai așa ca să văd ce se întâmplă, de frică. Să înțeleg că ți-ai luat azotat de acum, ai făcut contract pentru... Da, am o înțelegere și o să-l achit probabil săptămâna viitoare. Am avut și am un prieten, ne e În prieten. momentul ăsta, azotatul la noi se vinde cu 200 de euro sub prețul de piață din Europa, ca Da? să știi. Perfect. Prietenul Întreabă ăsta, pe Ofelia. prietenul nostru comun, la un moment dat, anul trecut, îmi spunea: Bă, mă întâlnesc cu unul de la București, de fiecare dată, care nu era agronom, și de fiecare dată îmi zice: Bă, la anul cine are datorie, ești mecher rău de tot. Și eu nu prea înțeleg ce vrea să zică. Tu înțelegi? Zic, bă, nu înțeleg.
trece timpul, da, încep mișcările pe care le vedem acum și încercăm să vedem și ce e cu inflația și ce e cu fluxurile logistice și cu toate astea și ajungi la un moment dat să spui, bă, până la urmă o și vreme, la coadă, o vreme a avut dreptate. Pentru da, că crede-mă, n-am înțeles. La fel cum n-am înțeles era chestia foarte asta ieftină cu finanțarea. Acum nu mai amuzant nici să ai datorii, pentru că băncile naționale, în efortul de a stăvili inflația, cresc dobânda de referință. E adevărat. Pe de altă parte, noi, da, dacă am fi mai inclinați în a scoate un creion și o hârtie, mai frecvent decât o facem deja, lucrurile ar sta mai bine, pentru că probleme mai mari au cei din industria alimentară, care sunt mai dependenți de gaz decât noi. La noi gazul e o parte din producție. Gazul, motorina. Dacă te uiți, dacă faci o analiză așa, pe spatele șervețelului, cum se zice, la porumb cu 1,50 lei sau 1,30 lei, să zicem, pentru că o să ne mănânce mult logistica din prețul ăla mare de pe bursă, la porumb la 1,30 lei, la o producție de 10 tone la neirigat, ai 13.000 de lei venit. Ai undeva la 2.500 de euro venit. Costul de producție în momentul ăsta, costul de înființare până la recoltat la un hectar de porumb e undeva între, e cam la 1.000 de euro. Da. Cam 5.000 de lei. Și dacă se dublează, de, și dacă se dublează, tot ai o marjă, ai un profit operațional bunișor. La 10 tone, la 11 ai și mai mult. Și tot așa. Problema apare că tu ajungi la niște cifre de afaceri foarte mari și ești mult mai expus în cazul în care nu faci alea 10 tone. Și de-aia trebuie să ne uităm atent unde e punctul de break-even. Unde ești pe zero.